drumul tuturor oportunităților. S-a făcut cunoscut în lume ca mama adoptivă a tuturor oamenilor care au un vis. În acest weekend o să-i cunoaștem pe Daniela și pe soțul ei Nick. Cei doi au reușit să-și materializeze visele după mai bine de 20 de ani. Daniela este agent imobiliar, iar Nick, soțul ei, și-a construit o companie care se ocupă cu reabilitarea clădirilor care au avut parte de daune provocate de inundații sau de incendii. Dar mai întâi, Daniela o să ne prezinte cea mai recentă casă din portofoliul ei de agent imobiliar. Are 6 dormitoare, are 5 băi, are în metri pătrați, să zic, 450 de metri pătrați. Aici știu că se calculează diferit. Mergem să vedem? Haideți. Hai să mergem să vedem. Poftim, este mobilată? Da, da, este okay. Mobilată și chiar și vânzătorul probabil că este acasă acum. Oh, ce casă drăguță! Exact în stil american. Da. O casă care observ că este deja locuită, nu? Din ce înțeleg? Locuită, oamenii locuiesc în ea până în momentul în care se face tranzacția, ei vor locui aici. De cât îi faci imobiliare? De cât timp te ocupi de domeniul ăsta? Imobiliare fac de o viață, de când mă știu, pentru că înainte de a veni aici, nu știu, chiar și în România, m-a tentat foarte mult acest domeniu. Chiar dacă este vorba despre același domeniu, piața imobiliară din America funcționează după propriile reguli pe care Daniela le știe foarte bine. O casă este de vânzare și mâine avem contract, da? Durează, dacă se cumpără cu loan, credit de la bancă, atunci poate dura undeva până la 45 de zile. Dacă este cu cash, atunci se poate închide chiar mai repede, 2 săptămâni sau 3 săptămâni. Dar în tot acest timp, vânzătorul are dreptul de a locui în proprietate numai în ziua în care se întâmplă closing-ul, încheierea tranzacției, el trebuie să fie ieșit afară cu toată mobila și toată casa trebuie să fie curată. Facem turul casei? Da. Hai da, să-l facem. Cum să nu? Deci acesta e... Aici este dining room. Ok, acesta este dining room. Deci cum ar veni, nu știu, în România, sufrageria, locul unde mănâncă, unde primesc oaspeții și unde mănâncă. Aici este family room-ul. Nu toate casele au, dar casa aceasta are și breakfast room. Aici se poate lua breakfast-ul. Asta este bucătăria, ok, care de regulă în momentul vânzării trebuie să rămână toți cabineții, deci tot mobilierul. Ok, chiuveta, bineînțeles, mașina de spălat vase, aragazul, cuptoarele, frigiderul, absolut tot. Deci acestea sunt... Da, ele rămân și se preia cu casa, se vând împreună cu casa. Urcăm, da? Hai! Da, deci mergem la etaj, cred că... Interesantă mocheta. Da, și este de o calitate super bună și sub ea tot timpul există un burete. Ok, ca să o țină să nu alunece. Cu cât calitatea e mai bună, cu atât este mai pufoasă. Intrăm aici în... Da, acesta este master dormitorul. Deci dormitorul părinților, cum ar veni. Un dormitor foarte mare. Da, este un dormitor. La noi se spune dormitor matrimonial. Dormitorul matrimonial, da. Îmi cer scuze, n-ar fi trebuit să-l uit limba română, dar nu, tocmai asta am observat la români, că sunt români stabiliți ca voi de peste 20 de ani, 15 ani, unii chiar 30 de ani și vorbesc limba română. Eu cu toți vorbesc doar în limba română. Acesta este un lucru cu adevărat demn de apreciat. Să știi că am ținut foarte mult la chestia asta. Chiar ambii copii vorbesc românește. Deci ambii copii, cel de-al doilea copil, băiatul cel mic are 20 de ani, a fost născut aici, dar el vorbește românește. Perfect. Și înțelege românește. Puțin, să zic, mai cu accent, cel mare, ai să vezi că deci chiar n-are niciun fel de problemă de a se exprima în limba română. Și știe și spaniolă, că nevasta lui este columbiancă. Oh! Ok, deci cel mare vorbește 3 limbi. Perfect! Daniela a muncit, a trudit, dar a și agonisit. Acum ea este fericită proprietară a 2 blocuri din Chicago. Ai mai multe blocuri ale tale, proprietate? Da, privată? Ale noastre, ale familiei. Ok, câte apartamente sunt? Într-una sunt 18 apartamente și am o altă proprietate, un bloc unde funcționează
care este destul de mare blocul respectiv, dar este folosit pentru zona ca și zona industrială comercială. Uh-huh. Da? Mi-am cumpărat un bloc. E un lux sau aici la american este ceva, românii american este ceva, să zicem, des întâlnit? Este des întâlnit la românii din America sau la europenii care au venit în America, pentru că, da, noi simțul proprietății îl avem în sânge. Uh-huh. Și atunci, normal, când venim aici, noi în asta vedem uh-huh. prosperitatea, să uh-huh. avem o proprietate. Când te gândești la subsol în România, te gândești la locul de pus murăturile. Dar nu este cazul și aici. Haideți să vedem un subsol de tip american. Mergem în basement, deci partea de subsol, ok, care la noi, marea majoritate a caselor o au finisată, locuibilă, ok. În cazul de față, aici avem un spațiu pentru entertainment. Aici avem spațiu pentru sală de sport. Aici, din câte vedeți, este pentru musafiri, pentru petrecerea timpului liber. Iar acolo avem un bar și cu o bucătărie, în condițiile în care nu vrem să mergem sus. Cât costă să închiriezi o casă? Depinde foarte mult de zonă la noi aici, chiar și cumpărarea unei case. Există diferență între partea de sud-vest, de exemplu, a lui Chicago și partea de nord a lui Chicago. De ce există aceste diferențe? În primul rând că în sud-vest sunt anumite county, hai să le punem, să le spunem cum ar veni, județe, în care taxele pe proprietate sunt mai mici decât în partea de nord. Ok, chiar și prețurile la proprietăți sunt mai mici decât în partea de nord. Și atunci, normal că o chirie în partea de sud-vest, într-o suburbie cu districte școlare, cu școli foarte bune, poate să ajungă, nu știu, pentru 3 dormitoare, 2 băi, poate să ajungă undeva la 3.000-3.500 de dolari. Și aceeași chirie poate să fie 4 sau 5.000 de dolari în suburbiile de nord. Își pune, te rog, această casă, la cât este estimată? Vorbim undeva de către 2 milioane. 2 milioane uh-huh. de dolari. Uh-huh. Da, taxele pe proprietate, că aici este foarte important și asta, sunt 24-25 de mii anual, deci asta ar veni vreo 2000 și ceva de dolari pe lună. Din aceste taxe de proprietate, parte din ele se duc către districtele școlare. Cu cât școala are mai mulți bani, cu atât școala va fi mai bună. Okay, deci aici se pune mare accent pe educație, din da, ce înțeleg. Foarte mult. Și casele sunt evaluate, tot aud români care îmi spun lucrul acesta, români stabiliți în America, că proprietățile lor, fie că sunt personale sau fie că folosesc calitate de chiriaș, sunt evaluate în funcție de școlile care sunt în jur. Contează extraordinar de mult școlile. Școlile deci joacă un rol foarte important. În ciuda prețurilor considerate mari, piața imobiliară de Chicago este depășită de cerere. Utilitățile sunt importante, dar la fel de importante sunt și restaurantele. Daniela ne-a invitat la restaurantul ei preferat din Chicago și pe bună dreptate. Pot să înțeleg de ce îi place atât de mult. Este restaurant, cum am zis, restaurantul de familie, unde veniți și luați masa împreună. Exact. Cei mai mulți români, chiar dacă sunt de foarte mulți ani plecați, au în sufletul lor spiritul de român și prin tradiție, prin cultură, prin portul popular, prin mâncare, prin faptul că își vorbesc limba în continuare. Da, da. Și cred că faptul că suntem atât de departe și ne lipsește atât de mult, asta unește și mai mult, nu? Exact, și ne face să facem sărbătorile poate mult mai frumoase, să zic, decât în anumite zone din România. Ți-e dor de ceva tradițional oltenesc? Când vorbim de mâncare? Să știi că sunt o răsfățată, pentru că dacă în faptul că am pe mama aici, am făcut o grămadă de pregătiri împreună, deci am făcut sarmale, am făcut cozonaci, am făcut salată băuf, am făcut salată de vinete, tot felul de și prăjituri și de toate. Sarmalele din Chicago au același gust? Încercăm să le facem să aibă același gust, cumpărând o carne mai bună, calitativ, o carne un pic mai grasă, că la sarmale trebuie să fie un pic de grăsime. Dacă
nu vedeam blocurile zgârie nord din Chicago, aproape că eram sigură că mă aflu la noi acasă în România. Daniela a adus cu ea o mică parte din Craiova și din copilăria ei, chiar în casa în care locuiește acum. Cameră destinată tradiției românești, portului popular românesc și în special celui oltenesc. N-am cum să nu observ macatele, nu am cum să nu observ cum sunt lucrate, îmi dau seama din start, mâna bunicilor și străbunicilor noastre. Ia uite, șervețul, cum se numește? Da, ăsta este costumul meu, costumul național de la serbare, aveam 5 ani. Serios? Am și poză, da. Ok, ăsta este costumul meu național, deci are asta aproape este 50 de ani. Ăsta, da, este un prosop de la bunica. Da, se punea pe perete înainte, da, mai știi? Exact, eu acum le-am pus pe acolo. Aici oricum este provizoriu pentru că... Dar de ce ai făcut atât de dedicat, atât de mult iubești tradiția românească, ai dedicat? Cu mine, dacă n-am putut să fiu acolo, le-am luat cu mine, să le-am cu mine, de sufletul meu. Ok, uite, fierul ăsta de călcat este fierul de călcat cu care călca bunica. Deci eu am văzut-o pe ea călcând cu el, ea punea cărbuni acolo și călca. Eu am luat fierul de la bunica. Iar asta este ploscă? Da. Asta este ploscă, o damigeană mică. Da. În care, bine, asta nu este atât de veche, dar am luat-o să... Dar e adaptată perfect. Ăsta este macat, nu? Da, asta este macat, care este țesut de bunica mea. Uh-huh. Deci chiar eram micuță. La război, cum se zice înainte, nu? Da, țesul la război. Am asistat la țesutul acestui macat. Incredibil. Okay, asta fiind de la soacra mea și bunicii din partea soțului meu, n-am asistat la ele, dar și ele sunt făcute manual în război. Uite și pe jos. Exact. Exact, deci totul este oltenesc. Oltenesc. Iar macatul ăsta la fel. Deci la toate am asistat. Eu am stat lângă bunica, eram micuță și am stat lângă bunica când ea a țesut aceste macate. Arată-ne... Să încep cumva, știți ce este asta? Rochia ta de mireasă? Da, deci este rochia mea de mireasă. Wow. De acum 30 de ani, da? Este îngălbenită, normal, are 30 de ani. Nu am avut material suficient ca să-mi fac o rochie așa cum mi-aș fi dorit-o, mai bogată. Dar oricum, mi-am făcut-o cum am visat și m-am simțit cel mai bine și am fost cea mai frumoasă. Mireasă și deosebită. Este foarte vechi, deci ăsta l-am de acolo, din zona de la bunica mea. Câți ani au costumele astea? Unele de la 80 de ani în sus. Au și 80 de ani? Deci am și de 120 de ani. Costume? Da. Care da. Sunt costumele de 120 de ani? Ok. O secundă. Deci ăsta, mama mamei mele se ocupa, deci ea făcea costume populare, ok, special pentru cântărețele din zonă. Însă noi nu apreciam. Eu mi-aduc aminte când eram micuță, 2-3 ani de zile, mama avea aceste oale cu sute cu mărgele, uh-huh, care le punea covorașe în, uh-huh, casă. Și noi, fetele, jumuleam la ele și scoteam mărgelele alea, acum îmi dau seama câtă muncă, cât am muncit bunica mea să le coase într-un anumit fel, și noi le scoteam și ne făceam brățări, ne făceam lănțișoare.